E bine că ne-am adunat și atâția. O, dăm cuvântul invitațiilor noștri, deoarece se grăbesc și noi putem să dezbatem mult mai pe larg problemele noastre. Da, mulțumesc mult. În primul rând, bine ați venit în sala mare a Consiliului Județean. Recunosc că este pentru prima oară când particip la o adunare a corpului secretarilor generali, vedeți, sunteți și generali, mai nou, am făcut și o parte din cel care a ridicat mânuța ca să aveți titulatura asta secretar general, nu că v-ar fi plăcut prea mult, dar vă dă o greutate, vă dați seama. Vreau să vă zic câteva cuvinte, pentru că nu vreau să vă rețin în activitatea bănuiesc elaborioasă pe care o să o aveți în parcursul câtorva ore sau minute. În primul rând, vreau să vă felicit pentru că faceți față și rezistați cu brio modificărilor legislative, abrogărilor și tot felul de mișcări care, într-adevăr, vă provoacă uneori tensiuni, atât în cadrul instituțiilor, cât și în cadrul relațiilor instituționale, dar, cu siguranță, profitând de experiența pe care o aveți, ați găsit de fiecare dată sau găsiți de fiecare dată soluția. Mai mult decât atât, vreau să vă felicit pentru că știu că aveți și un grup, de lucru. Știu că sunteți foarte activi, adică sunteți împreună, ceea ce contează foarte mult. Știu problema pe care o aveți, mi-a semnalat-o domnul președinte, sunteți președinte, ca să nu fac vreo... Domnul președinte al Asociației, corect, da? Eu vă spun și vă anunț că mâine va avea aici loc o întâlnire cu premierul României și rugămintea mea este să desemnați două persoane, cum am discutat, ca să fie prezente și să avem o discuție, vă promit eu, frumoasă cu domnul premier, în sensul în care dumneavoastră știu că aveți pe buze cuvântul mobilitate, vă creează așa puțin frisoane, dar eu vă asigur că nu una e ce se aruncă în spațiu public, și alta e ce apare în actul normativ, dar trebuie să ne gândim asta trebuie să vă anunț că, în perioada următoare, există anumite direcții sau opinii în sensul în care se dorește o revigorare, între ghilimele, a ceea ce înseamnă administrația publică locală. Să nu vă sperie și gândul de detașare sau mobilitate. Dar lucrurile acestea trebuie să le discutăm înainte, pentru că dacă, și vă felicit că ați avut o poziție, știu că ați făcut și scrisoare și demersuri peste tot, să știm de poziția dumneavoastră, în așa fel încât noi, factorul politic, să avem imaginea de ansamblu corectă, pentru că, nu vă ascund, și la București știți foarte bine, sunt mulți funcționari publici care au trăit doar în București și au respirat aerul de București și au impresia că la... Uateurile uh, urile din țară sunt mulți funcționari, multă. Nu e chiar așa, știm foarte bine. Pe de altă parte, eu mereu spun și părerea mea sinceră este că o primărie funcționează dacă oamenii aleg un primar destoinic, dar dacă în dreapta nu ai un secretar serios și în stânga un contabil să-ți asigure banii, mai bine pleci acasă. De aceea sunteți exact pilonii care dați sens administrației publice. Vă rog și pe această cale, dacă aveți propuneri în sensul modificării codului administrativ, eu aici am avut o discuție și am discuții cu doamna secretar generală al județului, pentru că ei face parte din alt grup de lucru la nivelul Uniunii Naționale a Consiliului Județene și există această solicitare de a face modificări. Vă rog. Încă o dată să aveți deschiderea totală față de noi, să ne transmiteți punctele de vedere. Așa ca o curiozitate, se intenționează, spre exemplu, mandatul să fie de 5 ani pentru primar, adică să se alinieze la normele europene. Nu știu dacă o să ajungem noi să fim în situația asta, dar e posibil, mandatul anterior de senator a fost discuția asta să avem în calcul, pentru că atâta timp cât președintele are 5 ani, cât Parlamentul European are 5 ani, de ce să nu aliniem și mandatul de primar, președinte de Consiliu Județean, în așa fel încât să nu creem bulversare, pentru că știți foarte bine că este o bulversare. Să nu uităm că în 2024 vom avea patru rânduri de alegeri într-un an. Lucrurile acestea ne preocupă, trebuie să ne gândim serios și în ceea ce privește problemele dumneavoastră, cu mare drag, dacă sunt intervenții, vă, să, vă stăm la dispoziție. Din partea mea, Consiliul Județean Vrancea suntem deschiși, avem și dorim să avem relații de colaborare, știm că este o problemă la nivel județean cu urbanismul și întâmpinați probleme și aveți nevoie de noi și noi de voi. În același timp și noi, în sensul în care urmează niște proiecte de anvergură gen autostradă și alte lucruri, spital județean, văd aici secretarul general de la municipiul Focșan, sunt convins că veți face toate demersurile necesare să ne sprijiniți în acest sens, pentru că sunt investiții pe care nu Cătălin Toma sau altcineva le face, ci onor județul Vrancea va beneficia de ele și împreună vom, vom spune mai târziu că da, uite, s-a dezvoltat acest județ. Vreau să mă opresc aici, nu înainte de a vă ura pentru ziua de luni, un sincer la mulți ani, doamnelor, un sincer rezistați pentru bărbați ca să apucați și ziua de nouă și să avem un parteneriat deschis, serios și să nu uit să salut și prezența doamnei subprefect, care are o experiență vastă în ceea ce privește funcția de secretar general al UAT-ului, dar sunt convins că vă va, se va face remarcată la acest sens. Încă o dată mulțumesc mult, dacă domnul vicepreședinte vrea să adreseze câteva cuvinte. Încă o dată la mulți ani și tot ce vă doriți. Mâine nu uitați, avem toată deschiderea, fiți prezenți la 10 jumătate pentru că este PP-ul și vă controlează. Ne controlează. Mulțumesc mult! Mulțumesc, domnule președinte! Bună ziua, vă spun și eu și bun venit! Chiar dacă sunt mai vechi și la propriu și la figurat în Consiliul Județean Vrancea, e prin, pentru prima dată când suntem într-o asemenea întâlnire și mă bucur că am putut să fiu și eu prezent astăzi alături de dumneavoastră. La fel cum spunea și domnul președinte, sunteți mâna dreapta primarului și cea, cel care sau cea care de multe ori l-a figurat, așa îi dați peste mână să nu greșească în anumite situații. Ei de ajutat, cred că nu prea, pentru că sunteți cei care întotdeauna dați avizul de legalitate pentru tot ceea ce se intenționează să se realizeze în OAT-ul din care faceți parte. Vă spun o primăvară frumoasă și eu la mulți ani cu ocazia zilei de 8 martie și să dea Dumnezeu ca la locurile dumneavoastră de muncă să nu se întâmple nimic negativ. Mulțumesc. Succes adunării de astăzi. Rog și pe doamna prefect să ia cuvântul. Bună ziua, dragi colegi. Mă bucur nespus să vă revăd. Sunt aceeași colegă cu dumneavoastră. Așa cum a spus și domnul președinte, sunt convinsă că pe buzele dumneavoastră stă cuvântul mobilitate, însă la fel de convinsă sunt că lucrurile nu vor merge în acest sens. Din partea mea, aveți tot sprijinul pe care l-ați avut și pe care îl veți avea în continuare, nu atât potrivit atribuțiilor sub prefectului, conform hotărârii 906 din 2020 și anume îndrumarea secretarilor generali ai unităților administrativ-teritoriale, deci nu atât din, din punct de vedere instituțional, cât și mai mult din punct de vedere colegial și prietenesc, pentru că știu foarte bine problemele cu care vă confruntați și cunosc sarcinile pe care dumneavoastră le aveți. În afară de atribuțiile principale, aveți și alte atribuții și, practic, dumneavoastră duceți în spate mai mult de jumătate din atribuțiile dintr-o primărie. Aveți în mine aceeași colegă, aceeași prietenă și oricând vă stau la dispoziție pentru absolut orice problemă pe care o aveți. Mulțumesc! Și o primăvară frumoasă! La mulți ani! Domnul președinte de la filialei Vrancea acord. domnul Popa Fonică. Bună ziua, domnul președinte, domnul vicepreședinte, domnul președinte al secretarilor, doamna suprefect, doamnelor secretar general, să Dragi secretari, ca și domnul cel mare, eu sunt nou, nu sunt vechi, sunt nou în funcția asta. Cred că o să, o să colaborăm, nu avem nimic care să. mai ales să avem pe domnul președinte Cătălin Toma care ne ajută de fiecare dată cu toate problemele noastre și a primarilor și a secretarilor. Cum a spus primarul, trebuie neapărat să aibă secretarul alături și altfel nu se poate. Eu vă promit că vă ajut cu tot ce îmi stă în putință din funcția care uh, am luat-o cât de cât în primire și sperăm să colaborăm foarte, foarte bine. Vă urez o primăvară frumoasă, să rămână la mulți ani și tot ce vă doriți mai bun. Îmi cer scuze, nu intenționat. Uh... Miercuri, în ședința de guvern care va urma, să știți că se va emite o ordonanță de urgență privind masa caldă, se asigură finanțarea, deci știu că la nivelul județului sunt câteva localități implicate, să nu aveți emoții, valoarea totală este de 106 milioane la nivel național și s-au găsit fondurile necesare și se emite ordonanța de urgență privind acest lucru. Totodată, tot miercuri, sper că domnul ministru al educației, suntem live, nu? Da, este un om serios. Uh, Mi-a promis că va fi ordonanța de urgență privind decontarea transportului. Pentru mine, sincer, e o mare problemă, pentru că nu-i regulă. Suntem în martie, avem o lege în vigoare 226 și să nu avem posibilitatea să decontăm copiilor uh, transportul. Dar, cu toate astea, înțeleg că miercuri va fi ordonanța de urgență, prin care, atenție, nu vor mai fi Consiliul Județene implicate, ci Inspectoratele Școlare. Mulțumesc din suflet, sincer poate și cu laptele și cornul, dacă se insistă, dar insistăm să o rezolvăm în așa fel încât aici o să vă implicăm pe dumneavoastră OAT-urile, așa că pregătiți-vă. Tot vorbim de mobilitate, mobilitate între servicii, știți cum e? Da, asta pentru cunoștința dumneavoastră. În rest, să auzim de bine. Mulțumesc mult, permiteți-mi să, să mă retrag. Vreau să vă mulțumesc pentru implicarea dumneavoastră și ați fost alături de noi până la dispoziție sala, întâlnirea pe care ne-ați facilitat-o și cu domnul prim-ministru și nu numai. Adică începeam cu începutul. Nu puteam să ajung deja.